În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Bine ați venit, preasfințite! Aceste cuvinte de bun venit nu sunt doar ale mele, sunt ale întregii comunități parohiale pe care Sfinția voastră ați păstorit-o timp de 15 ani. Prin aceste cuvinte dorim să exprimăm starea noastră sufletească de bucurie, că sunteți cu noi, între noi, pentru a ne ruga împreună, pentru a învăța împreună, pentru a ne converti împreună și pentru a face împreună acel pas atât de necesar pentru mântuirea sufletului nostru, fiind în timpul postului mare. Pentru noi este o seară specială prin această prezență a excelenței voastre. În fiecare seară, celebrând jertfa Domnului, noi ne întâlnim cu Părintele nostru Ceresc, prin ajutorul Fiului Său, jertfit pentru noi și pentru păcatele noastre la altar. Dar în această seară, această întâlnire e mai frumoasă, pentru că formăm acea frumoasă biserică, cu păstori în frunte și cu un popor care urmează glasul păstorului. Vă rugăm în această seară să vă simțiți bine și să vă împliniți acea menire ca urmaș al apostolilor de a învăța în biserică, având această autoritate. Noi încercăm să vă ascultăm și să împlinim această învățătură și să fim, într-adevăr, în acea bucurie a frățietății, că suntem cu toții frați în fața lui Dumnezeu. Răspund salutului Părintelui Paroh și, așa cum spunea el, a vorbit și în numele, sau în primul rând în numele dumneavoastră, spunându-vă, bine v-am găsit. Am venit cu drag în mijlocul dumneavoastră. Nu este prima dată când vin ca episcop în mijlocul dumneavoastră, dar astăzi în mod deosebit pentru a continua catehezele pe care le-am început în Advent și le-am reluat acum în postul mare, asta fiind a doua cateheză din timpul postului mare, tema principală fiind speranța. Mergem împreună cu speranța creștină, speranța pe care o avem în Domnul. Sigur, misiunea mea este să întăresc în credință pe preoții și credincioșii din dieceza de Iași și am voit tocmai din acest motiv să fiu prezent la aceste cateheze în diferite locuri din dieceză. Și în general am ales centrele decanale. Mă bucur să fiu prezent în seara aceasta aici împreună cu Părintele Paru, cu preoții, Părintele Custode, preoții care sunt în jurul meu, cu dumneavoastră cei de la Onești, dar și cu toți cei care sunt în comuniune cu noi prin Ercis Media, vedeți reclama acolo, și le mulțumim celor de la Ercis Media pentru că fac acest efort venind acolo unde merg să țin catehezele pentru a urmări cât mai mulți această învățătură creștină și a ne pregăti temeinic din punct de vedere spiritual pentru marea și frumoasă sărbătoare a Paștelui spre care ne îndreptăm. Adunăm acum toate gândurile și toate intențiile bune pe care le avem și cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc
lui Dumnezeu, atotputernicul, și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Să ne rugăm. Dă-ne, te rugăm, Doamne, gânduri și hotărâri sfinte și ajută-ne să le înfăptuim, pentru ca noi care nu putem să avem viață fără Tine, să fim în stare să trăim după voința Ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Nu am alt ajutor decât pe Tine, Doamne. Citire din Cartea Esterei. În zilele acelea, regina Estera și-a căutat scăparea la Domnul, fiind cuprinsă de agonia morții. Și-a scos hainele ei de cinste, și-a îmbrăcat haine de strâmtoare și plâns. Iar în locul miresmelor de măreție și-a presărat cenușă și gunoi trupul și l-a umilit foarte mult, iar orice loc al bucuriei l-a umplut cu șuvițe din părul ei și l-a rugat pe Domnul Dumnezeului Israel, zicând: Domnul meu și regele nostru, Tu ești unic, ajută-mă pe mine, care sunt singură, și nu am pe nimeni să mă ajute în afară de Tine, căci pericolul meu este lângă mine. Am auzit de când m-am născut în tribul părinților mei că Tu, Doamne, L-ai luat pe Israel dintre toate popoarele și pe părinții noștri, dintre toți strămoșii lor, spre moștenire veșnică, și Le-ai făcut tot ceea ce Le-ai spus. Amintește-ți, Doamne, fă-te cunoscut în timpul suferinței noastre și dă-mi curaj.
Rege al Dumnezeilor și Stăpân al tuturor puterilor, pune cuvânt potrivit în gura mea înaintea acestui leu și schimbă inima lui spre ură față de prigonitorul nostru, spre pieirea lui și a celor de aceeași gândire cu el. Pe noi, scapă-ne din mâna lui și ajută-mă pe mine, care sunt singură și nu am pe nimeni în afară de tine, Doamne, cuvântul Domnului. În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, Doamne. În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, Doamne. Te laud, Doamne, din toată inima, pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele. Îți cânt înaintea îngerilor, mă prostern spre templul tău cel sfânt. Laud numele tău pentru îndurarea și adevărul tău, căci și s-au mărit faima prin împlinirea cuvintelor tale. În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Dreapta ta mă mântuiește, Domnul va duce la bun sfârșit ceea ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta este veșnică, nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. Să în mine o inimă curată, Dumnezeule, dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Le
Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântule Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, primește, cine caută, găsește, iar celui care bate, îi se va deschide. Care om dintre voi, dacă fiului cere pâine, îi va da o piatră? Sau, dacă va cere un pește, îi va da un șarpe? Așadar, dacă voi, răi cum sunteți, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da cele bune celor care îi le cer. Deci, tot ce vreți ca oamenii să facă pentru voi, faceți și voi pentru ei. Căci aceasta este legea și profeții. Cuvântul Domnului. Cernice, părinte, decan și paroh, cucernice, părinte, custode, sfințiile voastre, părinți concelebranți, dragi ministranți, persoane consacrate, iubiți credincioși și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin Ercis Media. La sfârșitul Sfintei Liturghii voi face cateheza programată pentru ziua de astăzi aici, în centrul de canal Trotuș, aici la Onești. Dar, acum, după ce am ascultat textele biblice din ziua de astăzi, joi, din prima săptămână a Postului Mare, se cuvine să facem o reflecție asupra acestor texte. Și dacă am urmărit cu atenție aceste texte, ele ne vorbesc despre rugăciune. În prima lectură, Estera, în Vechiul Testament, se roagă extraordinar de frumos. Ați auzit fetița care a citit cu intonație chiar frumos, felicitări. Estera se roagă lui Dumnezeu cu atâta credință, cu atâta încredere, ca Dumnezeu să aibă milă de poporul ales, a cărui soartă era să fie distrus, să dispară de pe fața pământului. Și ea se roagă stăruitor și Dumnezeu îi va asculta rugăciunea și poporul este salvat de la pieire. În Sfânta Evanghelie l-am auzit pe Iisus care ne spune: cereți și veți primi,
căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Rugăciunea. Ce este rugăciunea? Sunt multe definiții ale rugăciunii. Să reținem esențialul. Rugăciunea este dialogul omului cu Dumnezeu. Dialogul creaturii cu creatorul său. Așa de importantă este rugăciunea pentru mântuirea noastră, încât Sfântul Alfons Maria de Ligorie spune: cine se roagă, se mântuiește. Cine nu se roagă, se osândește. De ce? Pentru că cel care se roagă recunoaște că nu se poate descurca singur și mai ales nu poate să se mântuiască, să beneficieze de mântuirea pe care ne-a adus-o Hristos prin pătimirea, moartea și învierea sa, că are nevoie de Dumnezeu, de ajutorul Lui. De aceea se roagă omul, de aceea ne rugăm noi, pentru că avem nevoie de Dumnezeu. Nu Dumnezeu are nevoie de noi, că mulți așa gândesc: ah, Dumnezeu are nevoie de mine, că dacă n-aș fi eu, dacă n-ai fi tu, ce-ar fi? Nu Dumnezeu are nevoie de noi. El este atot puternic, bun, sfânt, milostiv. Noi avem nevoie de El. Și pentru că avem nevoie de El, de aceea ne rugăm. Ne rugăm. Și curios, Iisus în Sfânta Evanghelie, în altă parte, ne spune să ne rugăm fără încetare. Ce înseamnă să ne rugăm fără încetare? Pentru cel care înțelege rugăciunea numai stând în genunchi, cu mâinile împreunate și spunând toate formulele pe care le cunoaște pe de rost sau le citește din cărți, acela va spune: păi, cum putem noi să ne rugăm fără încetare? Mai trebuie să lucrăm, mai trebuie să ne jucăm copiii, mai trebuie să facem temele la școală, mai trebuie să dormim. Dacă înțelegem rugăciunea așa, numai stând cu mâinile împreunate și dodând din gură, sigur că este imposibil să ne rugăm fără încetare. A ne ruga fără încetare înseamnă a transforma viața noastră într-o ofrandă mereu plăcută lui Dumnezeu. A pune intențiile bune de dimineață în rugăciunea pe care o facem dimineața, dacă o facem, și cei care o fac. A ne gândi din când în când, a ne înălța mintea la Dumnezeu. A-i oferi lui Dumnezeu munca, distracțiile, joaca, învățatul la școală sau online, acum pe internet și așa mai departe, a le oferi lui Dumnezeu, asta înseamnă a transforma munca, activitatea, viața, somnul nostru de noapte într-o continuă rugăciune. Rugați-vă fără încetare. Așa trebuie să înțelegem. Ce ne mai spune Iisus? Rugați-vă cu perseverență, adică fără să vă descurajați dacă n-ați primit ceea ce ați cerut în rugăciune. Să fiți chiar obraznici în rugăciune. Și ne amintim de parabola pe care o rostește Iisus, o găsim în Evanghelia după Sfântul Luca, în capitolul 11, unde spune El că dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine pe drum un prieten al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă dinăuntru casei prietenul acela îi răspunde: nu mă tulbura, nu mă necăji, la ora asta se vine, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol ca să-ți dau pâini. Vă spun, zice Iisus în parabolă, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru insistența lui în rugăciune,
pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ceea ce îi trebuie. Rugați-vă fără încetare, rugați-vă cu perseverență. O bătrână de 96 de ani s-a dus la Lourdes, adică a fost dusă la Lourdes, că la vârsta aceea era într-un cărucior. Cei care ați fost la Lourdes ați văzut câți bolnavi sunt acolo, câți voluntari care duc în cărucioare bolnavii la grota Maicii Domnului și apoi îi poartă în procesiune. Și bătrâna aceasta de 96 de ani era dusă în cărucior și ținea în mână o placă, o placă de marmură pe care scria "Mulțumesc, mamă", două cuvinte. Mulțumesc, mamă. A ajuns la biroul de informație și îi spune funcționarului de acolo, cum aș putea face eu ca bucata aceasta de marmură să fie pusă aproape de grota aparițiilor Maicii Domnului? Pentru că eu sunt bătrână, mai trăiesc o leacă și gata, închid ochii. Dar aș vrea ca și după ce mor eu, Maica Domnului să se uite și să citească cuvintele acestea de pe placă. Mulțumesc, mamă! Impresionat, funcționarul o întreabă, mătușă, se vede că ai primit un dar cu totul deosebit, că ai făcut jertfa aceasta să vii la Lourdes și să îmi dai bucata aceasta de marmură, să o pun acolo lângă grota apariției Maicii Domnului. Ce har deosebit ai primit tu de la Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria? Și atunci spune, da, într-adevăr, am primit un dar foarte mare, o adevărată minune. Soțul meu, care era un necredincios, un ateu, un rău, a primit harul convertirii pe patul de moarte. A fost botezat, a fost spovedit, a fost împărtășit și a mai trăit un sfert de oră după aceea, dar repetând mereu aceste cuvinte, mulțumesc, mamă, și plângea de fericire și așa a murit. Și cât te-ai rugat, mamaie, pentru a obține acest har de la Dumnezeu prin Preacurata Fecioară Maria? Și bătrâna a plecat capul în jos, și după câteva momente prinde curaj și îi spune, 72 de ani! Cât? 72 de ani! 72 de ani am spus în fiecare zi rozarul pentru convertirea soțului meu. 72 de ani am făcut primele vineri din lună, în fiecare an. 72 de ani și n-am mai putut continua că s-a înnecat în plâns, așa încât a rămas impresionat acel funcționar. Vom spune noi, pentru convertirea unui om singur, să te rogi 72 de ani, în fiecare zi rozariu, în fiecare an vinerile întâi din lună, și câte jertfe o mai fi făcut bătrânica aceasta, răspunsul îl găsim în scrisoarea Sfântului Iacob, care în capitolul 5 spune așa, frații mei, dacă cineva dintre voi rătăcește departe de adevăr și un altul îl întoarce, să știe că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit, își va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Rugați-vă fără încetare, rugați-vă cu perseverență, chiar cu obrăznicie. Și Dumnezeu va asculta rugăciunea care este făcută cu credință, cu statornicie, cu umilință, așa cum se cuvine unei creaturi să se adreseze Creatorului său. În Evanghelia de astăzi, ați auzit, Iisus spune chiar de la început trei lucruri. Cereți, căutați
și bateți. Acestea sunt trei expresii ale rugăciunii. Iar la final, Iisus ne dă regula de aur, pe care n-avem voie să o uităm niciodată. Tot ce vreți ca oamenii să facă pentru voi, faceți și voi pentru ei. Pentru ca o rugăciune să-și atingă sigur scopul, trebuie să îndeplinească trei condiții. Prima, să fie conformă cu voința lui Dumnezeu, adică să știm să spunem și noi cum a spus Iisus în grădina măslinilor, când a cerut ca orice om care e cuprins de suferință, Tată, treacă paharul acesta de la mine, dar nu voia mea, ci voia ta să fie. Prima condiție în rugăciune, să fie conformă cu voința lui Dumnezeu. A doua, să fie făcută cu încredere. Și a treia, să fie făcută cu umilință. Spunea cineva, noi cerem nu pentru a forța mâna lui Dumnezeu ca să ne dea, ci noi cerem pentru a ne deschide larg brațele ca să cuprindem în ele nenumăratele daruri ale lui Dumnezeu. Că acesta este Dumnezeu în care credem, un Dumnezeu Tată, bun, iubitor față de oameni, care e gata să ne dea din belșug darurile sale. În rugăciune noi nu vrem să forțăm mâna lui Dumnezeu, ci mai degrabă rețineți imaginea aceasta, ne deschidem larg brațele ca să putem cuprinde cât mai multe din darurile pe care Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, e gata să ne le dea oricând, celui care se roagă cu supunere la voința Lui, cu încredere, cu umilință. Nu putem pretinde nimic de la Dumnezeu, dar putem și trebuie să sperăm totul de la El. Ce frumos! Nu putem pretinde, dar putem și trebuie să sperăm totul de la Dumnezeu. Pentru că El este totul, El ne dă, El poate să ne dea. Să sperăm de speranța, speranța și iarăși speranța. Suntem în anul pe care l-am dedicat speranței. Sfântul Ioan al Crucii spunea așa, obținem de la Dumnezeu atât cât sperăm. El este speranța noastră. Mă opresc aici cu meditația și voi reveni în cadrul catehezei cu alte câteva reflexii, veți vedea la momentul potrivit, asupra Evangheliei de astăzi, asupra rugăciunii. Acum vă ridicați în picioare, vă rog să vă ridicați în picioare și continuăm Sfânta Liturghie. Fraților prea iubiți, Dumnezeu își descoperă în istoria omului planul providenței sale, iubindu-ne mai presus de toate, să-L rugăm să privească la nevoile poporului său și să asculte strigătul rugăciunii noastre, să spunem, Doamne, ascultă-ne! Pentru ca biserica să vestească totdeauna că Dumnezeu își actualizează printr-o iubire unică providența sa față de noi, trimițându-ne-l pe Fiul Său prea iubit ca Mântuitor, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca oamenii să descopere în rugăciune bucuria de a fi Fia lui Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca toate comunitățile ecleziale să creeze prin exemplu și inițiative pastorale potrivite climatul spiritual favorabil dialogului cu Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca persoanele abandonate, după exemplu Esterei, să recurgă încrezătoare la Dumnezeu
care umple golul singurătății prin puterea iubirii. Să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca speranța creștină, care îi susține pe credincioși în încercările lor, să fie tot mai curată și alimentată de iubire. Să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca această sfântă liturghie să-și răspândească harul asupra întregii zile, făcând eficace orice altă rugăciune. Să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Ca să binevoiește al primi pe răposatul Gheorghe în lăcașurile veșnice, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Tatăl nostru, Tu ne asculți rugăciunile, dăruindu-ne-L pe Fiul Tău, Iisus. Dă-ne harul că atunci când cerem să nu cădem în ispita de a voi ceea ce nu vrei Tu. Așa Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească, Domnul, jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numele Său, spre folosul nostru și al întregii Sfinte sale Biserici. Ascultă-i cu bunătate, Doamne, pe cei ce Te imploră și primind darurile și rugăciunile poporului Tău, întoarce spre Tine inimile noastre ale tuturora, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-Ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu spre mântuirea fiilor Tăi ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să răvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, Te lăudăm cântând fără încetare.
Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți. Pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
Și acum să ne unim glasurile, să le înălțăm spre ceruri ca o adevărată familie creștină, spunând împreună rugăciunea copiilor lui Dumnezeu pe care ne-a învățat-o Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Ecce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra Sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos.
ești, Domnule meu, Tu cel căutat, inima mea după Tine strigă, vreau ca legea Ta să-mi conducă pașii. Sunt însetat de dragostea Ta. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, care ne-ai dat preasfintele taine pentru a ne întări pe calea convertirii, fă ca ele să ne fie spre tămăduire pentru viața aceasta și pentru cea viitoare. Prin Hristos, Domnul nostru. Acum voi da binecuvântarea de la sfârșitul Sfintei Liturghii, după care vom merge noi preoții în sacristie, pentru a rămâne doar în reverendă, așa cum ați văzut că fac toate catehezele, și în timpul acesta Părintele Paroc va face prohodul, requiemul programat pentru această seară. Așa că cei care doriți și sper să rămâneți toți la cateheză pentru a aprofunda ceea ce noi ne-am propus și veți vedea în timpul acestui post mare și ca pregătire pentru Marea Sărbătoare a Paștelui. Domnul să fie cu voi și să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Te rugăm, Doamne, să ajungă la cei ce Te roagă îndurarea pe care o speră și trimite-le din cer darul Tău, ca să fie în stare să ceară cele drepte și să primească cele cerute, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Ne rugăm pentru odihna răposatului Gheorghe. Când spaimă măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc măriviria, iar nouă viața ne-ai redat. Pus și ai învins prin ea dușmanul, pe cele ce moarte ne-a. Iisuse Dumnezeu putăvârnic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia cavare, pierd iarăși arul baptismal. Amin.
Vom sta în așteptarea ta și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâlni. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe tabatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Care din lume a plecat, condu-l în veșnica lumină, să te slăviască neîncet. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Eu însumi îl voi vedea și nu alături și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Doamne, îndură-te de el. Tatăle nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi. Implorăm, Doamne, cu umilință milostivirea Ta și Te rugăm, primește sufletul slujitorului Tău, Gheorghe, și arată-i dărnicia îndurării Tale. Curăță-l de tot ceea ce a greșit în viață, dezleagă-l de legăturile morții, ca să poată trece în viața de veci prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna veșnică dă-o lui, Doamne. Să se odihnească în pace.